Bună seara, sunt Cristian Hagi, bine v-am regăsit. Toamna se numără turiști, este prima zi de toamnă, după un sezon estival mai bun decât precedentele, dar despre care vom vorbi în detaliu. Discutăm astăzi despre cum a fost sezonul estival 2021, cum este în continuare, pentru că deși este prima zi de toamnă, sezonul nu s-a terminat și mai vine lumea și va mai veni la mare. Evident, dacă vorbim despre turism, o să încercăm să facem din nou o comparație cu Bulgaria și să scoatem în evidență, vă spun de pe acum, turile litoralului românesc, nu ale celui bulgaresc, și vorbim evident și despre sudul litoralului, acolo unde se întâmplă lucruri frumoase, unde au fost investiții în ultimii ani și unde se pare că lucrurile încep să se miște în sensul că vin din ce în ce mai mulți turiști. Domnul Aurelian Marin este managerul unei agenții de turism și este invitatul nostru în această seară. Bună seara! Bună seara! Anul 2020 a fost un an catastrofal pentru turism, dacă ne uităm pe statistici. Scăderi de 40-50%. Nu este chiar momentul să tragem linie pentru tot sezonul estival, dar s-a terminat vara. Cum a fost, domnul Aurelian Marin, vara aceasta? Putem oricum să avem concluzii, pentru că deja este 1 septembrie și vara cumva s-a terminat, cifrele se știu, a fost un sezon de vară bun. Bun sau pe alocuri chiar foarte bun, din punctul meu de vedere, cred că ar putea fi comparabil cu 2019. Am văzut oameni, voci care spun că în unele cazuri vorbim și despre o creștere față de 2019. O să avem toate datele probabil peste câteva zile. A fost 2019 cel mai bun de după 1989? Da. De departe a fost cel mai bun an după 1989 și evident, dacă nu venea pandemia, 2020 a fost exploziv. Da. Dar chiar și așa, chiar și în condițiile acestea, 2020 a fost un an de salvare pentru toată lumea, un an de echilibru, un an în care toată lumea a încercat să supraviețuiască. Iar 2021 este chiar binevenit cu rezultatele de anul ăsta. A fost 2020 un an care a pus, nu vreau să sune dur, care a pus cruce unor afaceri în turism. Așa se vorbea, că dacă lucrurile nu merg bine, s-ar putea să avem hoteluri închise sau restaurante închise, pentru că oamenii au investit de multe ori nu din banii lor, ci din credite care trebuiau acordate. Sau au reușit cumva lumea să supraviețuiască? În ceea ce privește hotelurile, cu siguranță au reușit să supraviețuiască, dar și asta datorită faptului că sezonul 2020 parțial a fost salvat. Cumva din 10-15 iulie au început să vină turiștii la mare, după care a fost o lună august foarte bună, o lună septembrie bună, și atunci măcar s-a salvat ce s-a putut salva. În ceea ce privește agențiile, lucrurile au fost puțin mai complicate. Da. Pentru că agențiile nu vând doar litoral România sau doar România ca destinație, ci vând o grămadă de destinații. După cum știți, lucrurile au fost închise, outgoing nu prea s-a făcut, chiar și în 2021 nu s-a făcut la nivelul anului 2019, nici pe departe outgoing. Motiv pentru care pentru ele a fost mult mai greu. Multe au reușit să supraviețuiască miraculos, dar au reușit să treacă peste. Am înțeles. Deci acolo e cea mai mare problemă la agențiile de turism. Da, așa cred. Și mai sunt, nu știu, restaurantele au mai avut probleme, operatorii de plajă, operatorii de tot felul de servicii prin România sau pe litoral au mai avut întâmpinat și destule probleme. Și în 2020 probleme la operatorii de plajă n-am crezut să văd vreodată, pentru că plaja părea o afacere profitabilă, în Mamaia mai ales, datorită sau din cauza, dar discutăm pe parcursul emisiunii despre ce s-a întâmplat în Mamaia. 2021 a fost un an în care spunea prefectul Constanței, uitați că nu mi-aduc bine aminte cifra, a plouat 43 de zile, a plouat foarte mult la un moment dat. Nu s-a simțit lucrul ăsta în numărul de turiști, nu? Sau oamenii nu s-au mai speriat de ploaie? S-a simțit pe parcursul lunii iunie. Cumva sezonul s-a deschis anul acesta mai repede. Deja de la sfârșit de mai au început să vină turiștii masiv pe litoral. Până prin 10 iunie a fost un aflux mare, mare de turiști și după care au pornit ploile pe tot parcursul lunii iunie și cumva abia odată cu începerea vacanței din 20 ceva iunie au început să vină din nou foarte mulți. Dacă nu ar fi fost sezonul acesta ploios în iunie, cu siguranță în iunie ar fi fost mult mai mulți turiști. Deci aveam... Erau tarife foarte mici, hotelurile erau pregătite, dar n-aveai cum să-i aduci pe turiști pentru că ploua în fiecare zi. Știți bine, dar chiar a plouat. A fost săptămâna la rând în care mă uitam pe prognoză, da, de luni până vine, nu știu dacă, cred că și în weekend. Să avem un litoral meteo-dependent. Așa sunt toate litoralele din lume, domnule Aurelian Marin? Sau? Da, numai că sunt zone unde plouă mult mai puțin. În mod tradițional, nici la noi nu plouă. Iunie a fost cumva atipic anul acesta. Pe de altă parte, luna septembrie în ultimii ani a fost foarte, foarte bună și s-a și simțit în
numărul de turiști. Am înțeles. Deci peste tot în lume, unde vorbim de litoral, dacă plouă, evident, lumea nu se înghesuie. Evident. Da, chiar dacă avem atracții, de fiecare dată când plouă, e un fenomen, nu e ciudat, e normal, cred, aici, lângă noi, aproape, la Delfinariu. Coadă de sute de oameni, da. Nu știu, poate ar putea să se ducă și pe timpul zilei, dar oamenii vor să nu pierdă, probabil, nicio clipă. Noi constatăm lucrul acesta la parc în Neptun. În orice zi mai norată, așa, e un aflux foarte mare. Parcul de aventură, da, acela din Neptun. Deci cum e? Nu trebuie să plouă, nu? Trebuie să fie norat. Nu, dacă plouă nu e bine pentru parc, dar dacă e norat e perfect. Dacă e norat e aflux de turiști. Da. Dar, nu știu, oamenii vin numai să stea la plajă? În mare parte, da. Să știți că în mare parte, da. Și chiar dacă de multe ori există discuția aceasta despre atracții, despre mult mai multe lucruri interesante pe care oamenii ar vrea să le facă pe litoral, în realitate, majoritatea sunt axați pe plajă, mare, soare și foarte greu îi scos de pe plajă. Sunt la odihnă, urmează un program ăsta foarte lejer, mare mâncărică, odihnă, iarăși mare, iarăși puțină odihnă. Chiar dacă au aici parc de aventură, chiar dacă au delfinariu unic în țară, chiar dacă au cetății. Delfinariu e o mare atracție și știți că are un aflux fantastic. Da, se duc sute de mii de oameni, da, în fiecare vară. Dar asta observ. Cum se strică puțin vremea, e aglomerație. Da. Și în mall. Și în mall, nu? Și în mall. Avem turiști de mall, domnule Marin? Da, nu? Normal. Normal. De aceea, mama aia, poate cumva cea mai preferată stațiune, sau nu știu cum să zic, pentru că oferă totuși cele mai multe posibilități pentru turiști. De departe față de absolut toate celelalte stațiuni. Se fac topuri destul de des și în acest an, spuneți dumneavoastră și nu numai, Mamaia a fost pe primul loc, nu? Mamaia rămâne în continuare pe primul loc, chiar dacă anul acesta a înregistrat scăderi față de anii trecuți și lucrul poate fi confirmat de mare parte din hoteliere. Au fost cifre de vânzări și turiști mai puțin decât în anii trecuți. De ce se întâmplă asta? Există 3-4 explicații. Una dintre ele este legată de miile sau zecile de mii de apartamente, că nici nu știm care sunt în Mamaia și în Mamaia Nord. A fost toată discuția legată de plaje, care a influențat cumva negativ Mamaia, deși din punctul meu de vedere e o realizare fantastică aceasta cu plaje, dar lucrurile așa s-au discutat, așa s-au propagat. Turiștii erau destul de dezorientați, nu știau care e zona în care s-a mărit plaja, era cumva asimilată Mamaia la Grămadă cu tot subiectul acesta. Lucrurile s-au liniștit undeva după 15 iulie, dar a fost o perioadă de început destul de dificilă și și-a pus amprenta pe rezervările de Mamaia. Au fost anulări, au fost modificări, au fost scandaluri. N-am crezut că o să aud vreodată că plaja e prea lată și aceasta este o problemă. Nici eu, sincer. Da. Un vis-a-vis de plajele astea, totuși am auzit un subiect foarte interesant la radio, nu știu dacă... Adică l-am auzit explicat într-o altă manieră, și anume că plajele nu au fost lărgite în principal cu scop turistic. Adică scopul principal a fost de a proteja litoralul, de a ne pregăti pentru următorii 50 de ani, pentru o eventuală încălzire globală, pentru o eventuală creștere a nivelului mării, și atunci plaja să asigure o protecție astfel încât să nu ajungă marea dincolo în lac. Și în subsidiar este subiectul turistic, adică avem și plaje mult mai bune. Pe de altă parte, domnul care a explicat și care era directorul Institutului de Geo, nu știu ce, cercetări marine, a explicat că ele ar fi trebuit terminate cumva prin octombrie în 2020 și atunci ar fi urmat un ciclu de iarnă în care marea, în mod natural, ar fi redus din lățimea aceasta de plaje cu niște zeci de metri și de asemenea ar fi creat o intrare lină în mare. Lucru pe care o să-l vedem abia anul următor, pentru că plajele au fost terminate foarte târziu. Există o eroziune naturală. Îmi spune directorul la ABADL dacă se va reduce din lățimea plajei, dar el ne spunea că în următorii 50 de ani se va reduce la jumătate. Dacă avem acum 200 de metri, se va reduce la 100. Să vedem, timpul va da dreptate. Mă rog, peste 50 de ani. 50 de ani. Ne spunea că nu s-a nisipat în năvodari tocmai datorită faptului că plajul e un fel de organism viu și sedimentele vor fi duse de aici, din Mamaia, spre năvodari. Așa circulă curenții cu...
Domnul a explicat că în 62, când s-a construit Petromidia, atunci practic s-au schimbat complet lucrurile cu curenții și cu aducerea nisipului și că într-adevăr plaja din Năvodari nu este afectată, ci din contră plaja din Năvodari cumva crește în mod natural an de an. Poate acesta e și motivul pentru care nu s-a nisipat acolo. Avem și mama era recunoscută pentru nisipul fin, pentru acum înțeleg că sunt multe scoici, e zgrimțuros, e... Da, dar înțeleg că e tot așa un proces natural. Și în următoarea perioadă, nu știu, se mărunțește cumva, se... Da, dar credeți că oamenii, nu știu, turiștii care s-au speriat, care au fost nemulțumiți în acest an din cauza acestor dezvoltări ale stațiunii Mamaia, o să le spun dezvoltări, vor reveni? Sau se duce vorba așa cu o reclamă proastă și nu știu, alegat ceva? Nu știu ce să zic. Nu știu complicat, ce să zic. În general, turiștii pierduți foarte greu îi mai aduce înapoi, pentru că ei rămân cumva cu o imagine impregnată și chiar dacă sunt schimbări ulterioare, e foarte greu să-i convingi. Adică ei trebuie să revină cumva să vadă. Poate ăsta este și motivul pentru care în continuare pentru litoralul nostru există foarte multe păreri negative. Cumva oamenii au întipărit în minte că au fost ei acum 10 ani și au niște experiențe proaste de acum 10-15 ani și au rămas cu imaginea aceea. Lucrurile sunt mult, mult îmbunătățite. Eu am cunoștințe, prieteni apropiați care nu au mai fost la mare de 20 de ani și au venit și au fost șocați. Adică știau și ei cumva litoralul acum 20 de ani și nu înțelegeau ce se întâmplă când au ajuns aici. Interesant, deci o schimbare, o percepție din acest unui turist poate rezista, dăinuie așa în timp. Da. Mă gândesc că se mai uită la televizor, au văzut că s-au mai schimbat lucrurile și cu bune și cu rele. Experiența personală însă probabil că e mai importantă, nu? Decât ce văd de la televizor. Știți că am prieteni din America, ei vin cumva la 2-3 ani și de fiecare dată când revin, în Constanțeni sunt, de fiecare dată când revin, percep schimbările altfel, adică de fiecare dată ei sunt wow, e mai frumos, e mai bine în Constanța, e mai cumva. Nu știu, noi cred că nu le percepem pentru că trăim zi de zi aici și... dar ei sunt foarte încântați. De ce văd aici? Da, în Mamaia sau în Constanța? În general în Mamaia și în Constanța, de Mamaia nu mai zic, că li se pare... Da? Îi compară cu America tot timpul și li se pare că America este mult în urmă. Serios? Da, li se pare că este, Mamaia, adică, da? Da, li se pare că suntem mult mai evoluați. Da. În toate punctele de vedere. Faptul că n-am mai avut evenimente publice în Mamaia, spectacole și așa mai departe, este acesta un motiv pentru care oamenii vin, nu vin într-o stațiune? Nu cred. Nu cred. În general vin, aleg stațiunea după o percepție pe care o pentru zona respectivă. Hotelul cu facilitățile contează foarte, foarte mult și probabil că acum facem și legătura cu sudul litoralului pentru că avem un număr foarte mare de turiști în sudul litoralului și cumva, nu știu dacă un exod dinspre Mamaia, dar un număr foarte mare care se îndreaptă astăzi spre sud. Deci, cumva, după opinii obiective sau subiective, aleg turiștii. Mama o aleg în principal pentru că au foarte multe lucruri de făcut aici, cu sau fără spectacole. Vorbim de Constanța, foarte aproape de zona veche, de portul turistic, mall-uri, McDonald's, delfinariu, sporturi nautice de toate tipurile, cluburile, restaurante foarte bune. Adică e totuși de departe cea mai avansată stațiune. De departe. Cu plusuri și cu minusuri. Evident, orice stăție are satul plusuri de vacanță, și minusuri. Da. Satul de vacanță e o mare atracție, să știți. Serios? Da. Acum trebuie să recunosc că... Vorbesc foarte serios. Da, că n-am mai fost de, nu știu, 2 ani de zile, 3 ani de zile. Da, am mai fost acolo, mă rog, că nu sunt un mare fan. Asemenea, da. Dar este o atracție. Sunt turiști care în mod special se cazează în partea de sud a stațiunii Mamaia, tocmai pentru că își petrec în fiecare seară în satul de vacanță. Mulți. Da, serios? Da. Da. Nu știu că îmi pare surprinzător, dar așa pare, este. Deși dacă stăm să ne gândim, conceptul nu e deloc rău. Da. Poate că e prea multă muzică de toate genurile pentru gusturile mele, dar dacă tu este foarte bine. Da, așa zic și eu, adică să-i respectăm fiecare cu fiecare ce-i place. Da, 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 da. Zona aceea a Năvodarului despre care spuneați, că mama aia în Năvodari, despre care spuneați și dumneavoastră că s-a construit, este un pol de atracție pentru turiști? E un număr fantastic de turiști care se cazează acolo. Mă rog, mai la alb, mai la gri, mai la... Mai la negru, mai la în toate, în toate formulele. Acum, subiectul nu... Cum să zic eu... Până la urmă, turismul nu înseamnă neapărat
infrastructură, drumuri, bineînțeles că sunt importante, dar de multe ori se raportează la, cumva, la cum se simte turistul. Și se pare că oamenii se simt bine acum în Mamaia Nord. Nu știu exact de ce, dar deja sunt enorm de multe restaurante, plaja este bună, hoteluri noi, apartamente noi. Apartamente de vacanță, multe apartamente de vacanță, care nu oferă, evident, serviciile acelea de mic dejun, de curățenie. Nu, dar prețul contează de foarte multe ori. Da. Prețul este mai mult decât relevant și unul din motivele principale pentru care oamenii se duc în Mamaia Nord ține de... De preț. Mamaia Năvodar ține de preț. Năvodar, da. Și de fapt, probabil că au bucătărie și mai pot găti. Dar pe de mai... altă parte, prețurile în zonă, pe la tot ce înseamnă servicii, nu sunt deloc mici. Adică sunt comparabile cu Mamaia, dacă nu mai mare în multe cazuri. Am văzut restaurante destul de scumpe în Vodari. Vă spun că am văzut restaurante mai scumpe în Mamaia decât în Europa, dar, mă rog, asta e altă discuție. Probabil că există cerere, dacă există cerere... E normal, dacă există cerere, Există și ofertă. S-a vorbit în vara aceasta mult, foarte mult, despre un subiect... care produce de fiecare dată iritare, scandal și așa mai departe. Prețul parcării. Ei bine, da. În Mamaia parcarea este cât? 4 lei pe oră și se plătește 24 de ore din 24. Da, e un subiect sensibil. Lumea a venit cu toate acestea. Vă dispun așa, am venit, dar nu mai calc aici la 4 lei pe oră parcarea. Alții au găsit parcare la hotel, înțeleg, hotelierii au avut niște facilități. Cum e, domnule, cu 4 lei parcarea mama? E bine, nu e bine, domnule Marin? Nu cred că a fost bine, chiar nu cred că a fost bine. Din fericire nu s-a propagat atât de mult subiectul, pentru că probabil că ar fi avut un impact la fel ca și plaja. Adică mulți turiști au aflat la fața locului despre cum e subiectul cu parcarea. Pentru mine e cumva miraculos unde s-au parcat acești oameni care au venit. Pentru că parcările cu plată, eu le-am cam văzut în mare parte din vară goale, mai tot timpul, mare parte goale. Eu am treabă prin Mamaia, mă tot duc, mă parchez bine, mersi, dau SMS-ul, stau o oră, două ore, dar parcările au fost goale. Nu deci știu în majoritatea s-au... parcările goale din Mamaia. Nu știu unde s-au parcat, e pentru mine o mare dilemă. Înțeleg că se va schimba acest regulament de parcare și dacă, eu cred că a fost prea mult. Prea mult, adică totuși 90 ceva de lei, aproape 100 de lei pe zi este mult, pentru că sunt foarte multe hoteluri care au un tarif chiar și în vârf sezon, nu mai mult de 250 de lei pe noapte o cameră. Dar vorbim de perioade de iunie, de septembrie, când în mod curent găsești în foarte multe hoteluri tarif de 100-150 de lei camera pe noapte. E, când dai 150 de lei pe noapte, parcă are 100 de lei, o simți. Evident că o simți, turiștii nu vor să o plătească, este prea mult, ar trebui ceva mai puțin. Este, într-adevăr, dacă ne uităm la... După părerea mea, limita de suportabilitate este undeva până în maxim 30 de lei pe zi. Pe zi. Pe zi. Pentru că spuneați ce au făcut șoferii, unul dintre ei, știți ce a făcut? Ne-a anunțat primăria pentru comunicație, a scos numerele de la mașină. Pe principiu, dacă nu am numere, nu mai pot să mă amendez. I-au ridicat mașina, au plătit și ridicatul și faptul că a fost dusă pe Caraiman sau unde o duc. Adică mai mare nu e totuși o stațiune de lux. Într-o proporție de 90%, turiștii sunt aceiași ca și prin Eforie, nu știu, Venus, Saturn, poate cu puțin mai mult bani, dar nu vorbim de oameni absolut normali. Există doar o categorie de turiști, mai puțin de 10%, care au venituri nelimitate, care de obicei vin în weekend, care cheltuie nelimitat bani și în hoteluri de lux, și în cluburi de lux, și în restaurante de lux. Dar marea majoritate a turiștilor se situează într-o zonă în asta de... normalitate ca toți oamenii. Adică nu e stațiunea, Mamaia nu e vreo stațiune de lux. Este o stațiune ca toate stațiunile noastre de pe litoral. La 1300 de lei, 1300 și puțin salariu minim pe economie, îți ajunge salariul pentru 13 zile de parcare în Mamaia, deci nici măcar pentru 2 săptămâni. Și acum Mamaia chiar are locuri de parcare, foarte multe. Are locuri de parcare, dar cumva cred că neapărat trebuie reglat puțin subiectul, pentru că e păcat să chinuim pe oameni. Și dacă tot nu încasăm de la ei, mai bine să le vedem pline parcările și să le luăm un preț decent. Economia spune că mai bine încasez mai puțin de la mai mulți decât așa cum e acum. Dacă oamenii nu parchează, evident că nu,
Se vorbește despre o posibilitate, se va discuta în coaliție și în septembrie, cred că se va lua o decizie, zonării stațiunii Mamaia. Nu știu, în ceea ce privește parcarea, ar fi o soluție să avem mai puțin la intrare? Nu-mi dau seama. Deci rămâne, cum am spus, în timpul dumneavoastră de vedere, gradul de suportabilitate e de la 30 de lei pe zi. Adică pe zi. Văd care este reacția turiștilor în general prin toate stațiunile vis-a-vis de subiectul acesta de parcare. Prin sud, pe acolo? Și chiar și pentru oameni cu bani, să știți că unii nu știu de ce nu au disponibilitatea să... Nu știu. Mie mi se pare mult. Nu suntem obișnuiți, sau n-am fost obișnuiți multe vreme să plătim pentru parcare. Eu sunt pentru plătitul parcării, adică e normal, chiar este normal să o plătim, dar trebuie să vedem care sunt condițiile de suportabilitate. Trebuie plătită, evident, și eu spun același lucru și am spus întotdeauna, dar nu în toate condițiile și nu oricând. I-am întrebat pe cei din primărie de ce în stațiunea Mamaia, de exemplu, trebuie să plătim parcarea în noiembrie, când nu este niciun turist și când sunt mii de locuri de parcare goale. Nu are niciun sens să plătești parcarea. Plătești parcarea atunci când vrei să descurajezi oamenii să circule cu mașina pentru că sunt prea multe mașini. Nici acum nu înțeleg de ce în noiembrie, când mergem la o nuntă sau în decembrie, trebuie să plătim parcarea. 4 lei înainte. Nu știu, dacă se schimbă acum regulamentul, poate că se iau în considerare, nu știu. Poate l-au făcut pe repede înainte. Sper că se va schimba. Da, în mod cert a fost făcut fără să fie rumegat așa foarte bine. Și în sud am înțeles că se plătește parcarea prin Mangalia, prin... Da, se plătește, e un cost de 3 lei pe oră în parcările amenajate. Am văzut că nu sunt reacții negative, dar nu știu ce se întâmplă, n-aș putea să vă spun ce se întâmplă pe 24 de ore acolo, care e subiectul. Dar am văzut că sunt mașini parcate, deci cred că cumva e ok. Deci nu e aceeași reacție negativă ca la 90 și cât avem aici. Da, nu știu, chiar o să mă interesez să văd cât este și în sud, ce ar însemna pentru 24 de ore, pentru că, de fapt, pentru turiști, asta e partea relevantă, e 5-6 zile și atunci trebuie să aibă parcare plătită pe 5-6 zile. Da. În sud stau mai bine hotelurile cu parcările, adică sunt mai multe parcări aferente hotelurilor și eu cam încap majoritatea mașinilor în parcări. E o situație mai bună față de Mamaia. Unde s-a și construit mult... Da. A început și în sud procesul un pic de construire, dar să sperăm că nu va fi ca în Mamaia. Am văzut nu numai investiții în hoteluri în sud, deși sunt și acestea și sunt destul de mari investiții de milioane de euro. De hotelul, zeci de milioane de euro s-au făcut în hotelul în ultimii 4-5 ani. E o transformare teribilă. Neptunul acum 5 ani era un dezastru, iar astăzi practic are toate hotelurile renovate. Și infrastructură bună, e o transformare fabuloasă. Cum 6-7 ani de zile, dacă te plimbai prin Olimp, chiar vara, cred că ți-era frică să treci pe lângă niște hoteluri. Dar cine se plimba prin Olimp? Chiar vara? Eu m-am dus, să știți, cine? Da. Mai făceam câteva poze din când în când pe lângă, nu știu, Oltenia, Amfiteatru, Belvedere și așa mai departe. Puteai să intri, să te strecori, să... Nu, acum chiar lucrurile sunt într-o schimbare teribilă. Și s-a văzut și la numărul de turiști. Da? Vin turiști în sud? Enorm de mulți. Da? Enorm de mulți. A mers foarte bine. Sudul hotelului au fost pline în permanență. Pline, dar e adevărat. Sunt hoteluri noi, hoteluri renovate, foarte multe 4 stele. Nu. Ce fel de oameni vin în sud? Ce fel de turiști? Vin familiști mai mult, așa să spunem? Și mama aia, să știți, oricum preponderent sunt familiști. De departe, familie cu copii. Practic, în orice hotel, înmulțim aproape cu 3 numărul de persoane într-o cameră. Adică e cumva, media este 2,7-2,8 turiști pe cameră. Ceea ce înseamnă că fiecare cameră are aproape un copil. Am înțeles. Da. Dar cu atât mai mult în sud... Acum că s-au renovat și foarte multe hoteluri, evident că s-au schimbat tipologia de turiști. Din ceea ce am văzut, eu cred că majoritatea sunt undeva cu venituri peste medie, chiar și din zona administrativă, chiar și din zona, știu eu, medici, profesori, zona de poliție și așa mai departe.
Dar oameni, nu știu cum să zic, liniștiți la locul lor, adică nu epatează, discreți, cuminți. Da, mai multă liniște, de exemplu, față de Mamaia, unde avem cluburi. Da, sunt puțin diferite. Sunt diferite. De exemplu, în Venus, mai toate hotelurile au suprafețe foarte mari, au spații verzi foarte multe, mulți turiști rămân în interiorul complexului. Nu prea ies foarte mult în stațiune, decât ziua pe plajă, dar seara foarte mulți rămân în interiorul complexului. Olimpul s-a mutat cumva toată distracția pe plajă, seara, noaptea, sunt foarte multe restaurante, s-au făcut multe hoteluri fancy prin zonă, s-au schimbat un pic lucrurile. Am înțeles. Am văzut că apar și investiții, apar hoteluri în zona Neptun, Olimp, de 15 resimt 15 etaje. Poftim? Resimt o temere vis-a-vis. Am văzut că sunt aceste investiții. Da? Nu e rău că se fac, evident că nu e rău că se fac. Temerea mea este să nu ajungem cumva, având deja un exemplu al Mamaia Nord, să nu cumva să ajungem din niște stațiuni extraordinare, iar și într-o zonă așa mixtă, pestriță. E posibil să urmeze același drum dacă Da, pentru că am remarcat un apetit extraordinar al investitorilor pentru partea de sud în momentul de față. 15 etaje, n-am văzut nici aici în Mamaia, da, multe. Eu am zis că se va construi unul de 30 de etaje. De 30 acolo? Știți mai bine decât mine, da. Nu știu. Am înțeles. Nu știu ce să zic, ce va fi. Cert e că există apetit pentru investițiile de acest gen. Acum depinde și ce se va întâmpla cu aceste investiții, pentru că Apart Hotel poate fi în două variante. Adică în varianta în care ai construit blocul de apartamente, le-ai vândut fiecăruia și fiecare face ce vrea cu el, stă în vacanță, îl închiriază și așa mai departe, sau poate fi varianta clasică de Apart Hotel, în care construiești sub formă de apartamente, dar îl exploatezi turistic ca un hotel. Ai o recepție, ceea ce e o mare diferență, pentru că în momentul ăla ai alte facilități pentru turiști, ești într-o zonă clasificată, ești într-o zonă fiscalizată, există garanție pentru turiști, există multe avantaje. Deci nu știu cum vor fi. Nu știu cum. Există un astfel de exemplu foarte bun, e un complex extraordinar în Olimp. Este un apart hotel în felul lui, adică sunt numai apartamente, dar este un complex fabulos, cu piscină, cu plajă, cu restaurante, cu spații de distracție, cu parcări, cu tot ce-i trebuie. Ăla e un exemplu extraordinar pentru ce se poate face dintr-un apart hotel. Da, și avem și numele. Am înțeles, și avem și exemplu celălalt cu apartamente vândute ca apartamente de vacanță, unde lucrurile nu stau așa. Da. Sper totuși Neptunul și Olimpul să nu ajungă în această situație, chiar dacă se vor construi niște apartamente. Sper să nu fie. Spațiile verzi mai, o să luăm o pauză imediat. Spațiile verzi mai rezistă acolo? Vorbeați despre există. Venus, despre... Eu știu că există, dar mai rezistă, au mai dispărut din el, au apărut altele sau... Că în general investitorii și autoritățile au darul de a pune ochii pe spațiile verzi și de a le transforma în betoane, în blocuri. Deci, deocamdată, mare parte din spațiile verzi în sud sunt cumva ale hotelurilor. Și deocamdată, slavă Domnului, nu s-a întâmplat nimic pe ele. Adică ele au rămas spații verzi și aduc un plus de valoare hotelurilor respective. Mă îndoiesc că se va schimba lucrul acesta. E interesant, da. Deci nici hotelierii nu vor să renunțe la ele. Nu. Adică nu-i văd construindu-și un pe plus 20 lângă... Mai ales că în sud sunt foarte multe, de la Neptun încolo sau de la Venus încolo, sunt foarte multe hoteluri care sunt pe plus 1, pe plus 2... Nu aș vedea un pe plus 2, un hotel, sau pe plus 3, construind un pe plus 15 lângă el în curtea lui. Sună bine ce spuneți despre sudul litoralului. Știți ce sună mai puțin bine? Drumul dinspre Constanța, spre Eforie, spre Mangalia. O să vă întreb, dar luăm o pauză. Cât ați făcut cel mai mult în trafic din Constanța spre sud? Dar luăm o pauză și îmi spuneți după, okay. Dacă sunt curios. Pauză, revenim. Am revenit, vorbim despre litoral și despre drumul dintre Constanța și Mangalia. Recordul, domnule Aurelia Marin, cât a stat cel mai mult? Pentru 2 ore și jumătate. E bine, am auzit că se poate și mai rău. Uzual 1 oră și jumătate, 1:45, că fac drumul în fiecare zi, dar ne-am obișnuit. Acum nici nu mi se mai pare anormal.
Da, dar totuși să știți că ar trebui să puteți să faceți acest drum chiar și vara, nu știu, în 30 de minute, 40. La Eforie, problema principală, nu știu, se tot vorbește. Ba de o șosea, ba de o șosea de viteză, ba de autostradă, ba se... A propus-o PNL, a venit și USR și a propus-o din nou. Și PSD înainte. Și PSD. Mama deci lui. Toate partidele promit că vor face această autostradă, acest, mă rog, drum expres autostradă. Și un drum de 4 benzi ar fi excepțional. Da, deci nu e USR autostradă. Ar ajuta. Fără doar și poate, da? Doar și poate. Am înțeles. Mama, ce să faci? Da. Cum e Eforie? Pentru că vorbeam de Eforie. Se investește acolo, vorbeam în pauză de Eforie. Cum vi se prestaționa? Eforie în ultima perioadă cumva a fost un coșmar, ca să zic așa, dar un coșmar pozitiv, să-i spună. Da. S-au făcut lucrări extraordinare, în sensul că s-au băgat gaze, s-au băgat canalizări, se asfaltează peste tot. A fost un coșmar pentru că toate lucrările s-au făcut în același timp. S-au terminat când s-au terminat o parte din ele în buza sezonului, dar, așa cum mie îmi place să privesc pozitiv lucrurile, contează mult mai mult ce rămâne în urmă. Și chiar dacă a fost o revoluție întreagă în Eforie, totuși s-au făcut enorm de multe lucruri și foarte curând se vor vedea. Adică, după părerea mea, vom avea curând și Eforie Nord și Eforie Sud cu toate străzile asfaltate, cu spații verzi, cu parcuri, am văzut că sunt în amenajare, cu cele două faleze care sunt deja reabilitate și arată foarte multe fundări arteziene, 10-12, înțeleg. Adică e un proces, cumva era inevitabil să nu se treacă prin această situație. Pe de altă parte, știți că și ei la rândul lor lucrează tot cu aceiași constructori care lucrează toată lumea. Sunt convins că au înregistrat tot felul de probleme și de întârzieri. Să fim optimiști. Adică mie îmi place ce se face în Eforie, cu toate problemele întâmpinate în ultimii 2-3 ani. Cu siguranță că după ce se va reabilita, tot lucrurile vor sta altfel. Și Eforie o stațiune foarte cerută. Deci are o audiență fabuloasă. Fabuloasă și în momentul de față, nu știu, probabil că într-un an, doi va avea tot ce-i trebuie ca să fie o audiență și mai mare și cred că se va resimți, vor fi investiții mai mari în Eforie. Și plaje plaja mărită, se mărește și în Eforie se lucrează, Sud, acum, da, la plaje. Da, faleză, da, pare că are tot ce trebuie și apropiere și de Sud și de Mamaia. Da, am spus, cererea e foarte mare pentru Eforie. Eforie. Da, da, foarte mare, foarte, foarte mare. Costinești? E nebulos. Nu știu ce să zic. O cometă așa atipică. E, nu știu, e aiuritor ce se întâmplă acolo, dar cert este că există zeci de mii de turiști în același timp în care se duc acolo. Costinești, da, ăla, da, e așa, un amalgam de toate. În Vama Veche ați fost? Da, nu, că nu sunteți din PSD. PSD am înțeles că se duce. Sau sunteți din PSD, dar nu sunteți din conducere. Așa. Am văzut, da, că acum e la modă. Și e la modă să fii da, și penelist, să te duci în Vama, domnul Florin Câțu. Eu și mă duc așa de câte ori, câteva, nu știu, 4-5 ori pe vară. Mă duc seara, îmi place atmosfera, mă simt bine acolo. Nu-mi dau seama peste zi dacă mi-ar plăcea să fiu turist sau nu, dar acum zona de vârstă acolo e undeva, nu știu, între 20 sau între 15 și 30 de ani majoritatea. Dar pentru o distracție de o seară chiar este atmosferă foarte, foarte frumoasă. E libertate multă, oameni deschiși, oameni calzi. Mie îmi place. Seara îmi place foarte tare. Se tot vorbește că se schimbă ba Vama Veche, ba litoralul, ba și într-adevăr se schimbă. Nu mai avem litoralul din anul, nu știu, 1980. Se schimbă în bine sau se schimbă în rău? În general litoralul. Cu mult în bine, cred eu. Da? Poate că sunt împotriva curentului, dar cu mult în bine. Trebuie să ținem cont că majoritatea serviciilor date pe litoral, mare, mare parte, sunt date de entități private. Cine nu are interesul, ca și proprietar de firmă, să aibă grijă de business-ul lui, să dea servicii mai bune, să aibă hoteluri mai bune, restaurante mai bune? Cine nu are interesul? Toți au interesul. E adevărat că sunt fel de fel de probleme, dar una peste alta schimbările sunt majore pentru litoral. Adică nu văd de ce litoralul nostru n-ar putea concura în acest moment cam cu orice litoral cu care ne-am putea compara, cum ar fi Bulgaria, Grecia, Croația, Franța, Spania, de ce nu? Chiar și cu Franța, da? Păi nu suntem obligați să comparăm Saturnul cu Monte Carlo. Putem să comparăm cu o zonă normală de la fel și în Spania, de exemplu. E același lucru. Nu găsiți în Spania, de exemplu, lucruri diferite față de litoralul nostru. Nu mai zic că sunt foarte multe stațiuni care au hoteluri exact din aceeași perioadă
de când le avem și, și noi. Și unele stațiuni care s-au rezvoltat, așa cum s-a rezvoltat sudul, nordul Mamaiei, cu da, multe blocuri construite, da, multe fără autorizație. Păi nu, acolo multe... numai un petec de iarbă verde. Da? Nu, câțiva copaci plantați. Mi s-a părut că cam un deja vu, că văd Mamaia undeva prin zona, prin anumite zone din Spania, nu o să le dau numele. Aveți un hotel, vă ocupați de un hotel în Constanța. Cum merge turismul în Constanța? Nu în Mamaia, nu în Eforie, în municipiul Constanța. Aici, pentru Constanța, pentru atracțiile sale, pentru că sunt destule. După părerea mea, merge cam slăbuț. Mai toate hotelurile din Constanța se susțin vara cu turiști. Constanța e și acum o stațiune vara, mai ales de când s-au mărit plajele. Era oricum și înainte, dar acum foarte mulți turiști preferă să stea în Constanța, din vari motive, prețuri un pic mai mici, acces mai repede în oraș pentru cei care vor să stea prin oraș, plaja extraordinară, prețuri mult mai mici pe plajă în Constanța față de Mamaia și așa mai departe. Dar în afară de sezonul de vară, lucrurile merg slăbus prin hotele din Constanța. Audiența e cam micuță. Poate schimba ceva? Adică putem ajunge în Brașov, când mergem toamna în Brașov, vedem mulți turiști străini în Piața Sfatului, români, în Sibiu la fel, în Cluj, cred că la fel. Străini nu, nu. Străinii nu avem șanse. Până nu vom avea zborul pe Cogălnicianu, nu avem nicio șansă. Nu din alte motive. Nu că nu are Constanța ce oferi vara sau iarna, sau atâta timp cât nu vom avea zborul aici, exclus. Asta e problema. Nu, da, vine nimeni, nu știu, în București să mai meargă încă două ore jumate în Constanța. Nu, chartere pe Cogălnicianu. Dacă am avea chartere pe Cogălnicianu, am avea turiști fără număr străini. N-au nicio problemă să vină în România. Chiar nu am nicio problemă, dar nu sunt zboruri. Da, problemă complicată aceasta a zborurilor. Dacă ar fi să sugerați unui prieten o vacanță pe litoralul românesc sau pe litoralul bulgăresc, ținând cont de tot, servicii, prețuri, ce ați recomanda să aleagă? Evident că sunt subiectiv în această alegere. O să vă alegere. Întreb și de ce ați ales așa. Există o mare diferență între litoralul nostru și cel bulgaresc. În Bulgaria, majoritatea românilor merg pe sistem all-inclusiv. Și fac doar o paranteză, hoturile sunt bunicele în Bulgaria, serviciile de masă, după părerea mea, sunt slabe sau foarte slabe. Așa le-am perceput eu și am fost foarte mult în Bulgaria. Și eu am fost de două ori, exact așa am perceput și nu mă mai duc. Hoturile sunt ok, sunt mai noi construite decât ale noastre, sunt bunicele, nu am ce să spun. Dar și în Bulgaria apar câteva lucruri de care trebuie să ținem seama. Parcări scumpe, locuri insuficiente de parcare, tot felul de taxe, adică overall pachetele sunt ieftine. Dacă le îmbraci cu toate costurile, cu drumul până acolo, nu mai e chiar atât de ieftin. România este într-adevăr puțin mai scumpă, nu este cu mult mai scumpă decât Bulgaria, dar e diferită complet pentru că majoritatea turiștilor care vin la noi pe litoral vin pentru servicii minimale, basic, cazare sau cazare cu mic dejun. Avem și noi câteva mii de locuri de cazare, nu știu, 6-7 mii de locuri de cazare cu all inclusiv. Dar încă sunt mult prea puține raportat la numărul de locuri de pe litoral. La noi pe all inclusiv, diferența față de Bulgaria este că hotelurile sunt cele pe care le știm, cele vechi, chiar dacă sunt renovate, dar sunt cele vechi. În schimb, serviciile de masă sunt net superioare. Eu, sincer, aș recomanda din toate punctele de vedere România. Nu știu, după mine, Bulgaria e o plictiseală maximă, e moartea pasiunii. Da, mă rog. Există, da, oameni care preferă la prețuri mai mici, poate și servicii de masă de calitate mai joasă. Pe de altă parte, mulți sunt, există oameni care n-au mai venit mult timp pe litoral și chiar nu știu schimbările. Mulți sunt speriați de prețuri, pentru că, nu știu, și-au creat o imagine că prețurile sunt mari pe litoral. Dar imaginați-vă că vin, cel puțin oficial, anul acesta vor fi cumva, cred eu, în jur de 1.300.000-1.400.000 de turiști la mare, iar cei neoficial, cred că sunt și ei cel puțin 1.000.000, care vin cazați în toate formele posibile. Dacă ar fi atât de scump litoral, ar mai veni 2.500.000 de oameni, nici pe departe. Adică există și locuri ieftine și locuri scumpe și
de toate, toate tipurile și oamenii își găsesc exact zona care îi interesează. Am văzut restaurante în Mamaia unde poți mânca cu 600 de lei de persoană, scump, sau autoserviri unde scump. Mi s-au părut și mie foarte, foarte scump, dar autoserviri unde poți mânca cu câteva zeci de lei foarte, foarte bine. La împinge tapa dar și sunt se și restaurante, nu numai auto, sunt restaurante unde te așezi frumos, te servește la masă și unde sunt meniuri de 25-30 de lei, de exemplu meniuri de prânz. 25 de lei, da? 5 euro, 6 euro. Da. Și acum noi totuși suntem în Uniune, adică nu... Eu nu aș cere de la România tot timpul prețurile cele mai mici, cele mai mici, cele mai mici. Nu, servicii mai bune, nu prețuri mai mici. Sau servicii da, adică care să... Noi ne tot ducem și noi ne tot ducem în sus. Zona de salarii crește, noi ne tot dezvoltăm, tot încercăm să mai micșorăm din distanța asta între noi și țările din vest. Pe de altă parte, și în zona de servicii oferite, evident că prețurile tot cresc și ele pe măsură ce România se... Nu putem să așteptăm tot timpul România se vândă cu 2 lei. Nu e normal, că altfel nu avem cum să ne dezvoltăm. Da, interesant. N-avem cum, nu. Adică ne place să mergem în Grecia, să dăm 200 de euro pe noapte pe un hotel, după care spunem același tip de hotel, mi se pare scump că e 100 de euro în România. Păi de ce? Da, aveți dreptate, da. Deci, e... da. S-a spus anul trecut că o măsură a guvernului va umărâ practic turismul sau, mă rog, va pune piedici foarte mari. Lucru care nu s-a întâmplat, dar s-ar putea să fie problema în anii viitori. Voucherele de vacanță care nu s-au mai acordat. În ciuda faptului că nu s-au acordat, oamenii au venit în număr mare, au plecat. Cred că există explicații. Nu știu, poate n-au fost anii trecuți în concediu. Se va resimți totuși această lipsă a voucherelor de vacanță dacă va continua să, dacă nu vor fi acordate în continuare de către guvern? Eu cred că se va resimți. Acum să nu ne imaginăm că toți cei care au primit vouchere de vacanță nu veneau într-o vacanță pe litoral sau în România. Bineînțeles că mergeau în vacanțe. Mare parte dintre ei, adică din zona profesorilor, a medicilor, din zona administrativă, oamenii oricum sunt într-o zonă, trăiesc într-o zonă decentă, nu sunt oameni săraci. Și evident că veneau în vacanță. Pe de altă parte, iarăși un număr mare de oameni nu mai văzuseră vacanța de enorm de mulți ani. Cu siguranță se va resimți, cu siguranță, nu-mi dau seama care va fi impactul. Nu-mi dau seama. Depinde și de noi. Pe de altă parte, să știți că piața întotdeauna se adaptează ușor. Chiar am văzut în pandemie, dar nu e numai exemplu pandemiei, se adaptează, adică dacă cumva operatorii din turism își dau seama că lucrurile nu merg bine, cu siguranță lucrurile se vor legra din prețuri, din oferte, din servicii, pentru că oamenii trebuie să-și umple hotelurile, nu? E normal. Da, începe, nu știu, de astăzi începe litoralul pentru toți sau de zilele viitoare? Acum, toamna, da, trebuie acum să înceapă. Da, septembrie este. Da. Da. Mă spuneați la începutul emisiunii, există interes pentru litoral toamna, când temperaturile sunt puțin mai scăzute, vremea pare să fie bună, adică să nu plouă, deși se mai răcește puțin. Păi vin oameni... până prin 11 septembrie litoralul e plin, e atâta plin, timp cât e vacanță, 10, da, da, e plin. Poate nu 100%, da. Mă rog, dar oamenii sunt aici. 90% este plin categoric, va fi până în 11 septembrie, mai toate hotelurile sunt pline. Din 12 încolo... până prin 20-25 septembrie mai vin ceva turiști. Tarifele sunt foarte mici și merită să vină. În schimb, în scrile sunt așa, 2-3 zile înainte, stau oamenii să vadă cum e vremea, nu mai vin foarte mulți. Nu mai vin foarte mulți. Nu știu ce să zic. Oricum, pentru că principalii consumatori de litoral sunt familiile cu copii, data după ce începe școala, s-a închis subiectul. Dar e o oportunitate pentru cine vrea să vină la mare din prisma prețului. Cred că citeam odată un comunicat de presă și făceam o comparație. Poți sta o noapte într-un hotel de pe litoral cam cu prețul unei fripturi la restaurant, nu o masă completă, da. Așa, o friptură. E chiar realitate, dar lucrurile iarăși sunt puțin mai complexe. Adică? Bun, o primi hotelul ieftin și vin și se cazează. Cazare cu un mic dejun. Ce fac după? E puțin complicat. Și aici sunt două aspecte de discutat. Unu, oamenii care vin nu prea au bani de consumat.
e un mic cerc vicios. Dacă ei nu au bani de consumat, operatorii care sunt în exteriorul hotelului, știu eu, un restaurant, o distracție, niște servicii, nu mai au interesul să stea. Ei degeaba stau deschiși. Pentru că n-are cine să consume. Adică ei, dacă stau acolo un restaurant și are 5 mese pe zi și elea 5 mese mănâncă 3 oameni o pizza și o sticlă cu apă, e nerentabil. Și atunci ei trag obloanele. Iar oamenii, dacă vin, după care nu prea mai găsesc servicii, nu prea mai au ce face decât să se plimbe. Da, probabil că în Mamaia Constanța nu e această problemă, că da, orașul funcționează, da, dar simplu. Spre sud, probabil. Plus că mai e o problemă cu angajații. Mare majoritate vor să plece cam după 1 septembrie, din vari motive. Au obosit, munca e foarte grea vara, se muncește mult, au copii pe care trebuie să-i ducă la școală și atunci trebuie și ei să se pregătească câteva zile înainte, sau sunt copii foarte tineri care muncesc pe litoral și care trebuie să meargă din nou la școală, enorm de multe motive, dar după 1 septembrie mulți încep să plece, iar după 10-11 septembrie nu mai are nimeni chef de stat. Da, și iarăși, dacă vrei să dai servicii, nu ai oameni care să rămână, cu care să dai servicii. Am văzut prin restaurantele de pe litoral srilanchezi, vietnamezi. Da. Și cred că am nu văzut. De anii trecuți. Rămâne forța de muncă o problemă pe litoral? Da. Forța de muncă bine calificată? E o problemă teribilă. Da? O problemă teribilă. N-are soluții curând. N-are. Pentru 4-5 luni de muncă vara. Da. Deci problemă și la nivelul întregii industrie, da, a ospitalității, da, nu numai la hoteluri sau restaurante. N-are. Ce poți să faci? Pentru că mulți din operatorii de aici de servicii nu pot să le ofere mai mult de, 6 luni. Dar nu pot să-i țin angajați permanent decât pe o parte dintre ei. Anul următor nu mai e garanția că-ți vin aceiași oameni, vin alți oameni, nu mai e garanția cum îi găsești. Practic știți cum angajează toată lumea, în afară de câțiva oameni care au responsabilități și care rămân angajați tot timpul anului. Foarte mulți, primul venit, primul angajat, nu-l întreabă nimeni ce știe să facă, îl califică la locul de muncă. Spune cineva din Neptun Olimp acum câțiva ani de zile că așa e angajat, de pe stradă, practic. E întrebat dacă vor să muncească, da. Prima strigare, vor să vină, gata. Și deci după bine, ce se califică un an sau doi, mai pleacă pe o navă de cruzieră. Unul se califică 2-3 luni și pleacă, sau o lună și pleacă la alt hotel sau la alte... Da. Sau spuneau, se pleca acum câțiva ani de zile pe navă de cruzieră, unde se câștiga evident mai bine și putea să muncească și... Dar problema e chiar reală. Adică în momentul de față nici numeric nu sunt suficient. Nu sunt. Adică din cei care vor să vină să muncească, disponibili, sunt mai puțin decât există disponibilitatea de angajare. Da, dacă am văzut oameni muncind... Și asta este una din problemele pentru care serviciile nu pot fi acordate întotdeauna atât de bine. Puteți să întrebați orice prestator de servicii, fie că în zona hotelurilor, fie că în zona restaurantelor, și toți vă vor spune că au disponibilitatea de a mai angaja pe fiecare departament un număr de oameni. Deci există resursele financiare, există disponibilitatea de a cheltui bani mai mulți și de a avea angajați mai mulți, ca să dai serviciile mai bune pe toate palierele, de la curățenie, recepție, restaurant și așa mai departe, dar nu există oameni suficienți. Nu se pot majora salarii, dar nu se pot da salarii la nivelul celor din Occident, domnule Aurelian Marin, ca să rămână oamenii aici, că bănuiesc că s-ar întoarce cineva din Italia dacă în loc de, nu știu, câștigă acolo 1300 de euro, ar primi nu prea aici se mai întorc. Nu se mai întorc? Când am fost la Roma, mers cu un taximetrist român și care câștiga în jur de 1200, rămâneau în jur de 1200 de euro pe lună. Ei rămâneau 1200. E o sumă. E, dar un taximetrist, din câte am mai întrebat și eu așa, prin Constanța, prin Brașov, prin București, era din Brașov, avea și casă în Brașov, rămâne cu aproximativ 4000 de lei, îmi spuneau, pe lună. Din deci taximetrist. Acolo, pe undeva. 800 de euro. Bun, 1200 este 1100-1200, da. E diferență colosală ca acum 20 de ani sau 30, nu voia să se întoarcă. Salariile au crescut și la noi destul de mult pe zona aceasta a serviciilor. Chiar au crescut destul de mult, dar nu sunt oameni suficienți. Adică disponibilitatea este de a se plăti și salarii și număr de oameni mai mare. Nu. Am înțeles. Cu cei care vin de afară e complicat pentru că trebuie să-i ții angajați tot timpul anului.
străinii, cei da, din Sri Lanka, da. Din Vietnam. Din... Adică cei care au posibilitatea să le dea ceva de făcut și în cele 6 luni care nu sunt aferente sezonului, e ok, e perfect. Dar pentru cei care n-au cum să-i angajeze. Da, e și bariera aceasta lingvistică și bariera socială culturală și se adaptează repede. Da? Da, învață repede. Ce e necesar, din punctul ăsta de vedere, nu sunt probleme. N-am remarcat ca turiștii să aibă ceva probleme cu... Nu crezi că au, nu? Nu. Ba chiar îi privesc cu simpatie. Am văzut în, așa ca o glumă, vă spun, un proprietar de afacere care vrea să-și cheme un angajat, dar era Sri Lankez, vietnamez, nu mai știa cum îl cheamă. E mai simplu dacă îl cheamă Costel sau... Evident că nu știa numele și nici nu pot să strici băi, vino în cace, trebuie să-i spui pe nume. Deci e o problemă aceasta la nivelul comunicării între proprietar de afacere și angajat. Mă rog, se va rezolva cumva, dar asta este una dintre principalele probleme ale litoralului, spuneți. Mai sunt și altele, dacă se face un top așa al problemelor care se confruntă litoralul în afară de forța de muncă? Pe mine un lucru mă doare tare și o problemă care e de la nord la sud, ori în orice stațiune, spațiile verzi. E ceva ce problema mă depășește, adică nu pot să înțeleg. De ce nu există? Da, și de ce nu sunt întreținute și îngrijite? Nu pot să înțeleg, pe cuvânt vă spun. Că e o problemă cronică și generalizată. Nu avem niciun exemplu de bune practici, nicăieri. Să spunem, uite, avem una din stațiuni care arată și ea cum trebuie să arate. Niciuna. Asta e lucru care mă doare și e un lucru foarte sensibil și, nu știu, e o primă impresie atunci, sau un lucru pe care turiștii le remarcă foarte ușor, niște spații verzi, niște flori, niște lucruri întreținute, lumină, curățenie... Fost în Moldova. Și mai simplu, cred că, de făcut decât alte lucruri. Nu știu. Și apare pentru mine, nu știu. Poate că nu... Cu siguranță că e simplu. Am fost în Moldova și mi-a spus un prieten de acolo, am fost în Iași. Du-te prin Vaslui să vezi cum arată parcul din Vaslui. Eu în Vaslui nu mă duc. Știam numai lucruri urâte despre Vaslui. Polul, sărăcii, oameni care beau. Au un parc absolut senzațional, de 11 hectare. Arată ca în povești. În Vaslui. Și înțeleg că nu e singur. Am trecut prin Slatina acum câțiva ani și am rămas șocat. De parcul de acolo? De cum arăta orașul, toată zona, pe unde m-am plimbat eu cu mașina pe acolo. Da. Bine, erau blocuri, erau, dar totuși tot... Sunt spații verzi, sunt flori, Slatina. Sunt... Adică nu vorbim de Slatina. De Iași, unde în parcul Copou, nu numai că tundeau iarba, strângeau frunzele, venise o mașină a primăriei care uda asfaltul ca să era cald. Pentru caniculă, nu știu, să nu fie praf, cu o mașină specială. Adică pare așa că vorbim despre filme științifico-fantastice, dar sunt lucruri care trebuie să se întâmple și în Constanța. Pe mine subiectul spații verzi mă doare tare. Mi se pare normalitate. Până și bulgarii o fac. Da, s-ar putea ca aici să ne avem vești bune, că eu nu văd unde să mai pot construi spații verzi, dar, mă rog, să găsesc autoritățile. Din cele care sunt. Cele care sunt, măcar adiacente acolo, 10 metri pătrați, unde mergem să vedem. Deci când... cele care sunt neîngrijite, păi, nu? Ce să faci? Lunca atare. Am înțeles. Litoralul continuă, cei care vor să vină pot veni. Aceasta este ideea principală, la prețuri foarte bune. Tot și se pot adică distra există, mai bine aici decât pe... Există și litoral foarte scump și scump, există și litoral foarte ieftin. E o litoral poveste frumoasă. Pentru toți. Mulțumesc mult pentru prezența în emisiunea domnului Aurelian Marin și dumneavoastră că v-ați uitat. Să aveți vacanță plăcută dacă mai aveți vacanță și o să are excelentă continuare.